Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Ce era? Era o viespe? Mă caută Daniel disperat. Eu eram în cameră acolo, strângeam rufe, el nu știa unde sunt, coboară scările, mă caută pe jos, vine sus, nu mă găsea pe nicăieri. Era speriat, mă cheamă, mi-arată că e ceva așa ce zboară, nu înțelegeam ce. Și a venit să-mi arate. Și ce era acolo? Ce era acolo, Melissa? Viespe. Era o viespe. Dar mă duce Daniel la geam și tot îmi arată, dar era prinsă de perdea așa și nu se observa așa din prima. Tot îmi arăta, mi-a arătat ceva la geam și într-adevăr era o pânză de păianjen care flutura pe afară. Zic, dar n-are nimic aia, mama, că e afară. El tot așa speriat și mi-a arătat spre geam, dar nici el nu o mai vedea, o pierduse din privire. Da. Și când mă uit, mai bine era Adita mai vies pe înăuntru. Și ce-a făcut mami? Mami i-a dat un puzzle să rezolve. I-am dat un puzzle să fac un puzzle. Nu să fac un puzzle, numai că era cam greu puzzle-ul pentru viespe și n-a putut să facă. Da, mami. Au, așa i-a făcut mama la viespe? Da, am două viespe. Da. Și am două smoarte. Ce? Și dar cred că e viespe aia pe care mi-ai arătat-o tu ieri, că era afară. Mai ții minte? Când am plecat să cumpărăm chifle, mi-ai arătat o viespe afară, care zbura pe aici. Da. Poate aia e, a venit în casă. Cea! Cea pe unde o fi intrat? Cea! Și nu știu pe unde s-o fi strecurat. Cea! Cea! Cred că cum mai deschid geamul, dar nu știu. Mami. Și cum e, ce ai făcut mami? Ce i-a făcut mami? Poc! I-a făcut așa, mama, cu puzzle. Mama, și ceva. Și tu ai găsit ceva. O capetea. Da, și tu ai găsit ceva. Tu burticoasă, cred că... A fost mică. Da. Și ăla nu a fost afară, aia a fost în urmă. Da. Po, da. Mami, deși nu avem voia. Ți-e frică de viespe? Da. Deși nu avem voie viespe și muci în casă. Păi n-are ce să caute viespea în casă, că aia înțeapă. Ce e de mămigo? Ce e de mămigo? Nu se simte bine, Felix. Mă dor dințișorii. Tot așa stă cu mânuța în guriță. Și are febră și acum. Și-a dat mami să nu mai aibă febră. Și te supălați. Vrea nu mă îmbace la mama. Și mami ar avea de strâns pe aici, pe acolo și prin bucătărie. Dar... Îl ținem pe Felix în bote. Mama lor de dințișuri că nu mai iasă odată dinții ăștia. De când ne chinuim? I-au ieșit primii doi, când am plinit 7 luni și deja are 9 luni jumate și ne chinuim cu dințișorii de sus. Adică mie mi se pare că sunt pregătiți să iasă, dar îl chinuie puțin. Că și gingiuța e umflată și mai roșie, deci o să iasă în curând. Dar mai așteptăm. Da, tot așa am brațele. Dar uitați ce băiat mare am, uitați ce băiat mare am. Băiatul meu male, 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 male. Vine și eu mănânc năsucul. Asta puțin cu minte mai devreme l-am pus jos. Dar acum vrea iară să-mi bate. Dar, nu știu că ați observat mai devreme, aveam... ia stai să te văd, să te țin așa. Aveam aluat frământat pentru cozonac și mi-am făcut aici... I-am mai lăsat la dospidă. Sunt destul de babani. Deja au crescut peste prosopii, mi-a dat o sărdică aia, da. Și cu copilași și cu cozonaci e cam greu. Da, și am pus rețeta aia cu cozonac mai nereușit, care mie mi-a plăcut. Și de aia am și pus rețeta. Dar au fost foarte multe gospodine pricepute în ale cozonacului care mi-au comentat acolo și mi-au spus diverse chestii care s-ar putea să, pe care s-ar putea să le fi greșit eu.
Și m-am uitat eu pe acolo și am mai selectat ce mi s-a părut mie așa că într-adevăr ar fi putut să fie și am încercat astăzi un alt cozonac. De ce tremură oare imaginea? Vezi și tu că tremură imaginea? Trebuie să arunc și florile alea. N-am ajuns până acolo. Și, da, am făcut astăzi alți cozonaci, doar că nu mai aveam Nutella decât pentru unul, așa cum nu l-am făcut cu Nutella și unul cu mac. În cel cu Nutella am pus nucă măcinată. Mi-am măcinat eu nucă cu roboțelul și nu am rahat deloc. Deci o să fie așa niște cozonaci mai dietetici și probabil mai pufoși, dar mie îmi plac că iacole sunt plini, plini, plini. Da! Și acum să vedem dacă reușim să-l conving pe Felix să stea 2 minute jos, să un cozonacii, ce uiți acolo? A, te uiți la tablouri? Să un cozonacii și să îi bag la cuptor. Da! Așa arată cozonacii mei înainte de a intra la cuptor. Deja sunt foarte babani. Ăsta este cu Nutella și ăsta este cu mac. Și să vedem ce o să iasă. Ia uitați cozonacii mei ce cresc în cuptor. Cum să vă arăt ca să se vadă bine cât de babani sunt. Da, sunt mari, 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 grăsani. Ce papi acolo? Papi brioșă? E bună? Știi că nu te uit că te-ai strâmbat când le-am făcut. Știi, nu? Sunt coafine. Da. Da, și sunt bune, așa-i? Melissa ce face? Da. Doarme? Da. Mai doarme Melissa? Da. Păi de ce n-ai trist tu și pe ea? N-a vrut să se trezească? Nu? Uite-și pe Lili. Și Felix, stăm aici și păzim cuptorul. Virea mea! Ce-a pus mami acolo în cuptor? Cozonac? Așa, grăsan? Baban? Da. Da. Da, Liluța, tu lipseai, mămică, tu lipseai. Lasă că îl spală mami pe mânuțe după aia. Îl mușcă? Nu. Pe tine te mușcă? Da. Îl mângâie? Adică o mângâie pe Lili. Da, Lili, da, ia, dă-te jos. Hei, jos. Bine că nu te urci în capul nostru. Hai, jos. Jos, Lili. Ne, tu lipseai de la mine din brațe, că după ce că și așa stau într-o poziție minunată. Să-l mă țin și pe gaciul ăsta mic în bație. Și stăm și ne uităm la cozonaci, cum cresc. Aoleu. De, tu ce lici că mică ce ești? Ce-ți că mică? Ești? Aici sunt purcelușii mei. Au pocnit. Cred că data viitoare voi încerca să pun doar o jumătate de cub de drojdie. Deci acum am pus un cub de 42 de grame de drojdie și mi se pare că s-au umflat prea tare și cred că ar fi trebuit la jumatea timpului. Eu i-am întors, dar i-am întors așa cum erau, i-am întors cu totul și practic partea din interior a rămas tot la interior. Și bine, acum a ajuns la exterior. Sper să nu fie crud aici. În rest așa arată bine, adică o parte e mai făcută și partea cealaltă e mai albicioasă. Deci la jumatea timpului, uite ce trage de mine. La jumatea timpului probabil ar trebui să îi întorc cu exteriorul la interior. Ce dorești? Și m-am și fript un pic. Ce vrei, măi, mămică?
Ce? Vrei ceva bun? Ce? Zi, vrei ceva bun? Numai puțin? O bucățică? Da. Asta? Asta? Da. Mai sunt două bucăți. Dacă le-ai păpat, s-a terminat, gata. Deci nu mai am răbdare, abia aștept să tai, să văd cum e și în interior cozonacelul meu. Promit că e ultima filmare cu cozonac. Am tăiat doar colțurile și bine, încă este fierbinte, l-am scos acum 10 minute din cuptor și arată foarte bine. Aici este Nutella, o grămadă de Nutella cu nucă. Și înăuntru, aici dacă strâng un pic, curge Nutella. Foarte bine, e zahărul de despre. Dar este foarte, foarte pufos. Bine, trebuie să se răcească. Nu este chiar așa de așa de plin, dar este ok, este pufos. Aici așa cu mai mult mac. Gata, nu mai vorbesc de cozonac în filmulețul ăsta. Mai vrei suc? Daniel s-a supărat pentru că Melissa a primit un pachetel în cutia poștală. Și îmi zis că n-a primit și el, dar hai să vedem, i-a lăsat un coleg de la grădiniță un pachetel. Vrei și tu? Îți face mami și ție un pachetel și ți-l pun la poștă acolo, da? Da! Și după aceea merge tate și ți-l aduce, bine? Da, hai să vedem ce ai primit. Și acum Melissa nu vrea să deschidă. Hai, deschide! Nu ești curioasă ce ai primit de la Joshua? Hai, arată-ne! Uite ce frumos aici, așa, un pachetel. Hai să vedem ce e înăuntru. Nu vrei să vedem? Păi hai să vedem ca să-i fac și lui Daniel unul la fel. Haide, ești curioasă. Deci nu știu cum poate să nu fie așa de curioasă. Adică așa de necurioasă. Haide, mama. Atunci mă uit eu și după aia lipesc înapoi. Și ție nu zic ce e înăuntru. Mă uit eu, arunc numai așa un ochi, fără să zic ce e. Și păi, dar te trebuie să văd anume ce e înăuntru, că să-i fac și lui Daniel un pachetel. Am avut-o și afară. Uite așa, stai că ți-arăt. Stai așa să nu rupi. Stai așa să te ajut. Da. Uite, să faci și ție, trebuie să-ți facă pe amuții să vedem ce e acolo ca să-ți facă și ție. Ia mâine și capă la tine. Stai să arunc un ochi. E frumos. Hai, arată-mi! Deci mami mai curioasă ca Melissa. Păi eu la 5 ani nu am primit cadou de la băieți. Wow, astea sigur le-a făcut Joshua pentru tine. Wow, ce frumos! Astea sigur sunt făcute de mânuțele lui. Oh, și ți-a pus și eu acadea. Ce drăguț! Foarte frumos din partea lui. Aba, așa că duc eu de papi. Hai că-ți faci și mami un pachetel cu acadea și niște jucării, vrei? Da, oh. Dar nu la fel. Nu, drăguț, mami. Dar nu așa o cat. Nu așa, îi fac altfel. Îi face mami și pentru Daniel? Da. Și cu acadea, dar îți dau ție altfel de acadea, că fix așa nu am. Da, îți dă mami și ție acadea. Asta e. Ia, Daniel, să mă dea tatu. Ce-i lipit acolo? Bombeța. Mașini? Ce? Așa multe mașini ai lipit aici? Ce? Bravo. Vrei să o parchezi altfel? Da.
Abala. Asta e o brățărică pe care am avut-o la cununia civilă, cred, acum 8 ani. Da, și ca să nu... Lasă-l un pic și pe Felix. Și ca să primească și Daniel cadou, i-am împachetat-o lui într-o sacoșică, să aibă și el, că dacă a primit Melissa lănțișul. Da, și acum am pus așa că se roace puțin Felix, că e tare trist, Felix. Deci nu știu că l-am mai ținut vreo zi atât în brațe cât l-am ținut azi. Tu. E lui Daniel? S-o dau jos? Păi, dar nu-s bomboane, normal. Dar Felix se joacă așa, dacă... Da. Îi mai distrage ceva atenția, că e tare supărat. Daniel, să știi că dacă le dezlipești de multe ori, după aia nu o să se mai lipească. Papa? Ce? Păi, dacă le dezlipești de multe ori, după aia nu se mai lipesc. Ce? Ce? Da. Ce, mami? Ce? Nu se dezlipește? Papa? Ce? Ce? Iubile mea, ești tale trist, ești tale trist, tale. Ți-o rămâna? Nu. Poți să-mi dai un șervețel, Daniel? Da. Ai și tu mașinuță din aia? Tati. Da, dar poți să-mi dai un șervețel? Tati. Bine, dar poți să-mi dai un șervețel? Tati. Da, acum. Mulțumesc. Ăla poți să-l arunci la gunoi dacă vrei. Ce este? Ce frumușică ești. Ce pijama frumoasă ai. Rina, balerina? N-a amețit? N-o doare capul de la cât s-a învârtit? Nu amețești, că e doar o păpușă. E doar o păpușă și nu amețește? Doar oamenii amețesc. Da? Așa este. Cum e acum în America? E zi sau noapte? Zi. E zi în America? Da. Pentru că la noi este noapte. Dar planeta se învârte încet. Se învârte încet planeta, așa este. Sau se vede așa... Păi nu, că dacă s-ar învârti așa repede, am amețit și noi. Nu doar planeta se învârte și noi să ne învârtim. Da. Sau așa... Unde e tati? De jos? Păi atunci cred că o să încheiem filmulețul. Uite, să te dau și un mic pipi. Resiminos. Nu. Vă mulțumim tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm. Vrei să-ți cauți mașinile? Da. Vrea și Daniel să-și caute mașinile ca să le mai arate încă o dată, în cazul în care mai e cineva care nu a văzut mașinile lui și nu știe. Asta a văzut toată lumea. Așa-i? Da. Nu. Și nu le găsești? Nu. Ai pierdut una? Da. Ia, care lipsește? Aia repede. Aia cu loții mai.
cu roți mari, ajută-l să vezi dacă nu cumva e acolo. Nici eu nu am găsit-o acolo. Nici tu n-ai găsit-o, înseamnă că nu e acolo. O fi prin parc pe undeva? Pe unde te-ai jucat cu ea? Hai că o arăți mâine. Nu. Arată-le pe astea pe care le ai și după aia pe cealaltă o arăți când o găsești. Nu. Păi, dar nu o să stea mami să te aștepte 5 ore acum. Ce aveți să-mi chem acum, filmule? Să vă le dar el. Pa, pa. Pa. Thank you. Daniel e băgat cu tot un sertar acolo. Ia, lasă, nu închide, că o să se supere. Nu închide. Da, Daniel, o să... Daniel, o să dai. Hai, vino și spune și tu pa. Hai că ne arăți după aia, când o să găsești mașina, ne-o arăți. Nu te mai strâmba așa.